Vasluienii care nu au ajuns pe litoral încearcă să se simtă bine, cel puțin la strand. Am scăpat de căldură de acasă. Stăm sub apă aici. Veniți frecvent la strand? Da. O dată la două zile. La strand. De ce la strand și nu la mare, de exemplu? Astea sunt posibilitățile. Veniți zilnic sau... Nu. Când avem timp. Cât de des sunteți cu fata? Vă... Da, copiii. E foarte frumos. De ce la strand și nu la mare? Pentru că trebuie să stăm și la noi în oraș aici să ne simțim bine. Vă simțiți bine? Da, ne simțim foarte bine. Apa e curată, e extraordinar. Atmosfera, tot e foarte frumos și foarte în regulă. Pentru ca vasluienii să se bucure în liniște de apă și soare, conducerea primăriei a asigurat toate condițiile. Acesta este deschis acum în această perioadă între orele 9 dimineață și 20. Prețurile de intrare sunt aceleași ca și anul trecut, 3 lei pentru un bilet copil și 5 lei pentru adult. De asemenea, pe raza strandului funcționează sau sunt și acele grătare, locuri de picnic, care am văzut vasluienii le folosesc. Tot acolo funcționează și o terasă. Noi avem toate condițiile care le impune un regulament de funcționare a unui bazin, a unui piscine deschis. În cazul unor incidente, cei doi salvamari, dar și asistentele de la punctul de ajutor sunt gata să intervină în orice moment. În weekend este cel mai aglomerat. Atunci sute de vasluieni se îngrămădesc să se răcorească la strand.